Ziua Internațională a Femeii a fost serbată cu mare fas la Eforie. Suntem aproape de 600 de femei. Se simt minunat. După cum se vede, atmosfera este încărcată. Ce doresc eu fetelor și femeilor și domnișoarelor, doamnelor, în această primăvară? Să aibă un an cu multe bucurii, cu multe împliniri, cu multe realizări. La petrecere au venit și invitați din alte zone ale județului. În primul rând, gândurile noastre sunt către sănătate. Sănătatea este cea mai de preț. De dragoste, de iubire, de unitate. În primul rând, în familiile fiecăreia dintre noi și apoi în familia comunităților în care trăim și muncim. Serbările au continuat până târziu în seară. Doamnele și domnișoarele din Ciocârlia, Mârfa, Tlar, Castelul și Poarta Albă s-au bucurat de ziua de 8 martie. Au participat la o petrecere organizată de municipalitate. Bineînțeles că nu au lipsit florile și urările de bine, care l-au încântat pe femei. E o zi specială, nu? Rata astăzi, trebuie să fim frumoase în fiecare zi. Ce v-ați făcut? Pur și simplu un make-up, o coafură și atât. Evenimentul a fost organizat cu sprijinul deputatului Radu Babuș și a primarului Valentin Saghiu. Pentru mine ele sunt foarte importante ca să aibă o zi anume, iar 8 martie chiar să-l simtă, să petreacă și să fie o sărbătoare. Doamnele s-au distrat până în zorii zilei. Pentru o zi au lăsat treburile din gospodărie pe seama bărbaților și s-au pus pe distracție. Doamnele din cumpăna s-au bucurat de ziua de 8 martie și au dansat până dimineața. Evenimentul a avut loc la Casa de Cultură din localitate. O melodie special pentru doamna primar și de aici încolo vă urăm distracție plăcută și atmosferă. Și pentru că nu au vrut ca ziua lor să treacă neobservată, multe dintre doamnele prezente la eveniment au îmbrăcat straie de sărbătoare. Petrecerea mult așteptată de reprezentantele sexului frumos s-a dovedit a fi una de neuitat.